Marcu, capitolul 8, începând cu versetul 31. Uh, locul acesta marchează o schimbare de direcție și marchează o schimbare radicală de mesaj al lui Iisus Hristos. Dacă până aici lucrurile au fost parcă lapte și miere, de aici vine amărăciunea, de aici vine încercarea, de aici vine crucea. Și o să vedem uh, cât de cotitor este momentul acesta în activitatea lui Isus și cât de important ar trebui să fie și pentru noi un astfel de moment. Marcu, capitolul 8, începând cu versetul 31. Atunci a început să învețe că fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă, de cărturari și să fie omorât după trei zile și să învie. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Isus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și a zis, Înapoi a mea satanul, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepăde de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și cape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Și ce folosește un om să câștige toată lumea dacă își pierde Sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru Sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul Omului când va veni în slava Tatălui Său, împreună cu Sfinții Îngeri. Amin. Doamne Dumnezeule, în seara aceasta stau în fața Cuvântului Tău și nu doar eu, ci întreaga Biserică, înțelegând, Doamne Dumnezeule, că acest Cuvânt este viu și lucrător. Dar în același timp, Doamne Dumnezeule, terenul pe care operează cuvântul acesta este inima noastră, este sufletul nostru, sunt mințile noastre. Și de foarte multe ori, Doamne Dumnezeule, există în noi, în firea pământească, o opoziție puternică față de cuvântul tău. De aceea mă rog în această seară, Doamne, prin autoritatea și prin puterea Duhului tău cel Sfânt, Doamne, să străpungi orice întăritură a minții noastre. Doamne Dumnezeule, de prea multe ori căutăm un creștinism confortabil, un creștinism viesmin, ca să nu ne coste prea mult. De prea multe ori, Doamne Dumnezeule, preferăm confortul și evităm crucea pe cât este cu putință. Dar înțeleg, Doamne Dumnezeule, cu astfel de atitudine este una total străină de voia ta și de ucenicia spirituală. Doamne Dumnezeule, tu nu ne-ai chemat la o viață de confort, tu nu ne-ai chemat, Doamne Dumnezeu, la o viață, Doamne, de lux și de, uh, și de o fericire perpetuă pe pământul acesta. Pentru că înțeleg, Doamne, că există o dimensiune vremelnică și una veșnică. De aceea mă rog, în această zi, Doamne Dumnezeule, dăm puterea, Doamne, să predic cuvântul tău. Doamne, dacă sunt lucruri pe care poate mi le-am pregătit și nu trebuie să le spun, Doamne, ajută-mă să nu le spun. Doamne, dar dacă sunt lucruri, Doamne, pe care poate nu m-am pregătit, Doamne, nu m-am gândit să le spun, dar dacă Duhul tău vrea să le spun în seara aceasta, facă-se voia ta. Doamne Dumnezeule, te rog din toată inima, dă-ne putere în această seară să asimilăm cuvântul Tău. Doamne Dumnezeule, vrem, Doamne, să, să avem în mintea noastră, să asimilăm în viața noastră o Evanghelie completă, Doamne, o Evanghelie mântuitoare. Te rog din toată inima, Dumnezeule, vorbește-ne în mod specific, vorbește-ne în mod clar, Doamne. Iisus Hristos, sunt atâtea aspecte, Doamne, asupra cărora poate că nu avem o înțelegere clară, nu avem un contur, Doamne, clar, dar mă rog în această seară acest cuvânt, Doamne, al tău să fie călăuzit de Duhul tău cel Sfânt, Doamne. Mă rog, în această seară, Doamne Dumnezeule, predicarea să însoțești de puterea Duhului tău cel Sfânt, Doamne. Și mă rog, Doamne Dumnezeule, să transform vieți. Mă rog, Doamne Dumnezeule, dacă există oameni, Doamne, care sunt într-un pericol, Doamne, de a trăi o viață, Doamne, în afara voii tale, Doamne, dar se amăgez, Doamne, cu o formă de spiritualitate. Mă rog din toată inima, cuvântul acesta să fie tunet, Doamne Dumnezeule, care să trezească, Doamne, conștiințe a -a anesteziate și adormite, Doamne. Mă rog din toată inima, Dumnezeule, dacă, dacă există o anumită ceață, Doamne, pe mintea noastră, un anumit vâl pe ochii noștri, Doamne, dă la o parte prin cuvântul tău în această seară, Doamne. Vorbește-ne fiecăruia în parte, vorbește-ne fiecăruia specific după nevoile noastre, Doamne. Și te rog din toată inima, la finalul acestui mesaj, Doamne, adune în punctul în care trebuie să luăm o decizie, Doamne. Adune în punctul, Doamne, Dumnezeule, în care să luăm deciziile, Doamne, pe care tu le vrei în viața noastră. Te rog, Doamne, scoate-ne din orice zonă, Doamne, de comoditate și de confort, Doamne. Scoate-ne din religiozitate, Doamne, și adune într-o relație vie și autentică cu Tine, Doamne, Dumnezeule. Mă rog, Doamne, să transform prin cuvântul Tău. Mă rog să-i prin cuvântul Tău. Mă rog să vindești prin cuvântul Tău. Mă rog să trezești prin cuvântul Tău. Mă rog, Doamne, Dumnezeule, să lucrezi în această seară cu putere și cu autoritate, Doamne. Pentru că vrem ca în toate lucrurile, Doamne, numele Tău să fie înălzit. Doamne, iar noi toți de aici, Doamne, să fim zidiți și întăriți spiritual. Și toate lucrurile acestea le-am cerut în numele preiobit al lui Isus Hristos. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați în prezența lui Dumnezeu. M-am gândit M-am gândit zilele acestea, mi-am făcut un oarecare scenariu în mintea mea și am pus următoarea ipoteză. Următorul plan ipotetic. Dacă Isus Hristos ar fi pe pământ în aceste vremuri, dacă am fi contemporan cu Iisus Hristos și dacă Hristos ar fi în anul 2024 pe pământ, la fel cum a fost în urmă cu 2000 de ani, întrupat fizic. Și m-am gândit dacă Hristos ar deschide o biserică, în Oradea sau în altă parte. Vă spun sincer că m-am gândit foarte serios uh, oare cât de mulți oameni ar avea la biserica aceea. Poate că pare o întrebare inocentă, poate că pare o întrebare, uh, sau o, dacă vreți, un scenariu naiv. Dar chiar M-a frământat foarte puternic gândul acesta. Dacă Hristos ar deschide o biserică, cât de mulți oameni ar avea la ea? Sunt fel convins că probabil la început ar fi mulțim de oameni. Ar veni cu sutele, cu miile, mai ales cu Facebook, cu TikTok, cu reels cu uh, promo, cu YouTube. Sunt fel convins că la început ar fi fost foarte populară biserica aia. Sunt feric convins că ar fi fost foarte popular Hristos care își pune mâinile peste bolnav și sunt vindecați, nu-i așa? Să vezi cu ochii tăi minuni. Să vezi cu ochii tăi oameni care sunt în viață din morți. Cred că asta ar atrage foarte multe mulțimi. Dar vedeți dumneavoastră, activitatea lui Isus Hristos n-a constat doar în a face anumite lucruri, ci mai mult de atât, cu atât mai mult, în a spune ceva. A fost o perioadă, dragii mei, în activitatea Domnului Isus Hristos când oamenii se îmbolzeau după el că oamenii îl umbla, umblau, după el frenetic, când efectiv aproape că se călcau în picioare ca să stea mai aproape de Isus. Era atât de aglomerat Isus, era atât de mulți oameni în prezența lui Isus, dragii mei, încât la un moment dat spune cuvântul Domnului că a trebuit să iau o corabie să se retragă undeva în golful Mării Galilei ca să poată să se adreseze oamenilor. Plin de oameni, mulțim de oameni au venit la el. Dar încet, încet, dragii mei, când mesajul lui Hristos se schimbă, nu se schimbă, dragii mei, în sensul că a predicat altceva, ci când efectiv ajunge la momentul crucii. O să vedeți, dragii mei, că această cruce pur și simplu taie entuziasmul oamenilor. În momentul în care Hristos începe să accentueze faptul că el va trebui să meargă la Ierusalim și să moară și să pătimească, lucrul acesta contrariază, lucrul acesta șochează. Și lucrul acesta, dragii mei, face ca încet, încet, treptat, treptat, admiratorii să plece, fanii să plece de lângă Isus. Și din foarte, foarte mulți rămân foarte, foarte puțini. Uh, lucrul acesta, dragii mei, uh, ne face să ne gândim foarte serios la modul în care gândim noi astăzi uh, conceptul de creștinism și de biserică. Pentru că, dragii mei, noi punem foarte mult accentul, haideți să fim onești, noi punem foarte mult accentul pe ideea de a duce oameni la biserică, de a veni oameni la biserică. Accentăm foarte mult în creștinismul nostru evanghelic de astăzi ideea de a veni la El, de a veni la El. Vino la Isus, vino la Isus, vino la Isus, hai, vino la El. Și uh, ne focusăm atât de mult din resursele bisericii pe a aduce oameni la El. Dar vedeți dumneavoastră, pe Hristos nu impresionează oamenii care vin la El. Ceea ce îl impresionează pe Hristos și ceea ce contabilizează Isus nu câți oameni vin la El, ci câți merg după El. Pentru că o să vedeți că dintr-o dată din foarte, foarte mulți devin foarte, foarte puțini. În seara asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, biserica este aproape plină și sunt atâtea biserici în Oradea și în România, arhi pline chiar. Dar, oameni buni, vreau să ne gândim foarte serios. Din ce categorie facem parte? Suntem oamenii care venim la El sau suntem oamenii care și mergem după El. Un lucru e șocant în activitatea lui Isus Hristos, remarcat de către uh, uh, un predicator, Francis Chan, chiar, chiar mi-a mi atras atenția detaliul ăsta și a zis: nu știu dacă ați observat următorul lucru. În momentul în care Hristos vorbește în oradelor parcă în mod intenționat e așa de radical și de dur încât îi face pe oameni să plece. La un moment dat zice cineva, învățătorul, eu vreau să vin după tine. Poți să vii, dar să știi că fiul omului nu are unde să-și plece? Adică nu te aștepta la hotel de 5 stele, nu te aștepta să, să facem nu știu ce, să trăiești nu știu cum, pentru că să nu te aștepți la asta. Ba la un moment dat, Iisus Hristos, când îi cheamă pe oameni, le spune, dacă nu își curăște cineva, mama, tata, frații, ba chiar propria lui viață, nu poate să vină după mine. Wow, 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 stai puțin, că asta e tumaci. Nu e așa, dragii mei, că Hristos uh, parcă descurajează, uitați-vă, e tocmai cazul acesta. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 34, face tranziția de la cercul celor 12, versetul 34 e un punct de curtitură, zice, apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi, norodul și ucenicii, adică de s-a desa tuturor. Și începe să zic următoarele lucruri. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine însuși, să-și crucea și să mormeze Era faina aia cu vindecare, nu așa? Era faina aia cu supranaturalul, dar asta? Crucea ne trebuie nouă. Mesajul din această seară, dragii mei, care m-a frământat foarte mult în ultima perioadă, l-am intitulat Nădăjduiesc, poate și simplu, dar sugestiv în același timp. Mulți vin la el dar puțin merg după el. Asta este realitatea. Mulți vin la el, dar puțin merg după el. Vin foarte mulți la, astăzi la biseric. Vreau să vă spun, anul trecut am fost la, la evanghelizări și probabil că de 12-13 ani de cât predic Evanghelia și uh, merg și foarte mult în zona de evangelizare, niciodată n-am văzut un aflux de oameni atât de mare. Evanghelizării nea e liber, corturi uh, uh, Nu știu, pe, sta, pe, pe stadioane Pe, uh, nu știu, pe imașuri Pe Excel în săl de cultură Vreau să spun, niciodată Și am luat legătura și ne-am interesat cu anumiți frați din țară Evanghelici și spunea Frate Dorel, niciodată, că anul, vorbesc de anul 2023 Niciodată n-am avut atât de mulți oameni Să vină la evanghelizări Și cu toate acestea, dragii mei Cât de entuziasmant ar părea lucrul acesta Știți care este marea dramă? Că vin foarte mulți la el dar prea puțin mai merg după el. Și aceste, dragii mei, punctul de cotitură, aici, aici, se rub lucrurile. Haideți să vedem împreună în seara asta câteva motive. De ce merg atât de puțin oameni după Isus? Pentru că asta până la urmă, e tot ce contează. Dragii mei, un prim motiv pentru care consider că și ne învață cuvântul lui Dumnezeu și ne spune lucrul acesta pentru care oamenii merg după Isus, nu vin, repet, ci merg după Isus. este Faptul că nu vor să audă chemarea. Nu vrem să-i auzim chemarea, pur și simplu suntem surzi la chemarea Lui. Spune cuvântul Lui Dumnezeu aici, apoi Hristos a chemat la El norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine. Aici este o chemare. Aici este chemarea Lui Isus Hristos și se spune, dacă vrei să vii după mine. Și stau să mă gândesc, dragii mei, și asta să mă întreb, de ce oamenii nu merg după Isus? Repet, problema nu e că vin la noi. confundăm de foarte multe ori, dragii mei, spiritualitatea prin faptul că vin oameni. Dragii mei, asta nu le a impresionat pe Hristos și n-ar trebui să ne impresioneze nici pe noi. De ce nu merg oamenii după Isus? De ce oamenii, dragii mei, nu ascultă această chemare? Vreau să vă spun că la bază, de exemplu, eu cred că o, o cauză majoră este teologia noastră. Noi avem, dragii mei, o problemă teologică aici. Prin faptul că accentuăm foarte mult anumite lucruri, accentuăm partea de chemare și ignorăm tot mai mult partea de ucenicizare. Le spunem la oameni că trebuie să vină așa cum sunt, hai vină la el, vină așa cum ești, așa este. Dar, dragii mei, accentuăm prea puțin ideea că trebuie să mergi după Isus și nu mai poți să mergi oricum. Că trebuie să-ți iei crucea, că trebuie să te lepezi de tine și asta deja devine absolut neplăcut. Gândiți-vă, Arsis Sproul, un, unul dintre cei mai mari teologi pe care a avut creștinismul în ultima sută de ani, a făcut o observație interesantă. Și ce spune omul ăsta? Zice, contemporanii lui Isus Hristos, vorbim de rabini, de farisei, de învățători, de oameni școlați, școliți al vremii. Și și foarte interesant, oamenii aceștia au cunoscut foarte multe detalii despre Mesia din prisma Vechiului Testament. Au putut să contureze foarte multe lucruri despre Isus. Au știut până și unde trebuie să se nască, în Betleemul iudei. Au știut că va fi rege, că va fi împărat, că va fi preot, că va face lucruri extraordinare. Însă un singur lucru l-au omis cu toții. Niciun rabin n-a promovat asta, niciun învățător n-a promovat asta până la Hristos și și-anume. Că Mesia trebuie să sufere. Din tot mesajul ăsta, din tot vechiul testament, gândiți-vă, dragii mei, că au ignorat Isaia 53, care e clar un text profetic. Isaia 53 vorbește despre moartea lui Isus Hristos, despre faptul că Mesia trebuie să pătimească. Robul Domnului, unsul Domnului va trebui să pătimească. Samul 22, de asemenea, un text profetic care vorbește despre suferința lui Mesia. Ascultați-mă, au identificat foarte bine, au conturat foarte bine imaginea lui Hristos, dar au ignorat total ideea suferinței. De ce? Pentru că nu ne place. Nu ne place un Hristos care suferă, nu ne place un Hristos care ia crucea, nu ne place faptul, știți de ce? Pentru că asta înseamnă că și în viața noastră trebuie să existe o cruce. Și asta nu prea ne place. Punem foarte mult accentul, dragii mei, de exemplu, uitați-vă teologic, astăzi pe ideea de a chema pe Hristos în viața mea, cheamă-L pe Domnul, aia probleme, cheamă-L pe Iisus, cheamă-L pe Iisus, cheamă-L pe Iisus, rugăciunile noastre, cheamă-L pe Iisus, cheamă-mă, Doamne, vreau să vii, te chem în casa mea, te chem în viața mea, Doamne, în inițiatatea praf, vin-o, vindecă-mă, Doamne, te chem în familia mea, în relația mea, Doamne, pe ce am probleme, Doamne, vin-o, vin foarte mult ideea e ca Isus să vină în viața noastră, dar, dragii mei, omitem are a lui pentru viața noastră. Am vrea Domnul numai să vină la noi, dar noi să nu mergem după el. Ne place foarte mult ideea asta de a avea, mai apoi uitați-vă, accentuăm experiențele cu Dumnezeu accentăm foarte mult, suntem disperați, suntem fanatici aproape, suntem obsedați de ideea de experiență. Bă, să ai experiență cu Isus, să vindecare, eliberare, botez cu Duhul Sfânt, sunt foarte bune, nu mă înțelegeți. Dar accentăm foarte mult partea de experiență și omitem tot mai des partea de ascultare. Vrem experiență, frate, har, clocot în biserică să fie. Hai, ce rugăciune a ce fost, ce vuiet a fost, aleluia, ne a rugat patru ceasuri cât am ascultat de el. Accentăm foarte mult dragostea lui Dumnezeu și bine facem, dar ascultați-mă, scoatem ceva din detaliu. Ioan trei cu 16, mă, ăsta îl știe și eu la de 2 ani de zile copilul, fiindcă atât de mult, Domnul te iubește, Domnul te iubește, te balsamul tău, foarte bine. Dar știi că mai există ceva? Că nu doar Dumnezeu trebuie să te iubească, ci trebuie să-L iubești tu pe El? Și în Ioan 14 cu 15, un verset omis, Ioan 3 cu 16, aici celebrul ăsta e anonim pentru noi. Și știi ce înseamnă Ioan 14 cu 15, dacă mă iubiți? Vă luați crucea. Dacă mă iubiți, veți păzi mele. Accentuăm, dragii mei, foarte mult ideea de a vorbi cu Domnul. Vorbește cu Domnul. Și și-am constatat, și ascultați-mă, nu pornesc constatarea asta de la viața nimănui, de la propria mea viață doar încep. Foarte mult timp în, în, în viața mea și întreaga mea cu Dumnezeu am accentuat ideea de a vorbi eu cu Domnul. Dar nu prea am accentuat ideea de a-l asculta pe Domnul să-mi vorbească. Știți ce înseamnă rugăciuni monopolizate? Știți ce, ce înseamnă rugăciuni monopolizate? Te rogi poate jumate de oră, slavă Domnului, dacă la performanța deja e maraton pentru unii. A febră să se roage jumate de oră. Dar ai ajuns la performanța asta. Ți-a analizat conținutul rugăciunilor? Vorbești 29 de minute. Doamne, asta, doamne, asta, simt asta, vreau asta, mă simt, așa mă simt. Și cum îl pe Dumnezeu, ca și cum ne ducem la un psiholog, ne punem pe canapea și îi spunem numai ce simțim noi. Și când e vorba să ne spună el ceva, mulțumesc, s-o terminat, că am treabă, am programare la gym. Avem uh, probleme de natură teologică, dragii mei. Mai apoi... Uh, un alt motiv pentru care nu mai auzim chemarea lui Dumnezeu, am spus, avem o teologie uh, în care accentuăm și, și, omitem anumite lucruri mai apoi, din cauza gândirii noastre, din cauza gândurilor noastre. În Marcu capitolul 8 cu 33, imaginați-vă, vă rog, scena asta în care, în care Iisus Hristos îl mustră pe Petru. Și care e motivul pentru care o face? Versetul 33. Dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru, da? Și a zis, înapoi a mea satano, fiindcă tu, care idee? ideea? care e problema? Fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Știi de ce ne ascultăm chemarea lui Dumnezeu? Pentru că pur și simplu nu ne mai gândim la lucrurile lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, ne gândim la lucrurile noastre, pentru că ne gândim la viața noastră, la cum am putea să ne învețe Domnul să trăim o viață mai fain pe pământ, la cum am putea fi mai sănătoși, la cum am putea fi mai, uh, mai de succes în viața asta, la cum am putea să ne simțim mai bine. Tot accentul este pus, dragii mei, din păcate, tot mai mult doar pe noi. Dragii mei, trăim un creștinism de natură și de factură umanistă. Și ne gândim tot mai mult la El, la cerul lui Dumnezeu, la voia lui Dumnezeu, la, la Hristos, la Cel care ne vorbește, accentăm prea mult, ascultați-mă, gândurile noastre și nu ne mai gândim la El. În Isaia, capitolul 55, cuvântul lui Dumnezeu, versetele 8 și 9, vorbește despre două lucruri acolo, și anume că există o discrepanță și există o distanță între gândurile mele și gândurile lui Dumnezeu. Discrepanță și distanță. Și uitați-vă discrepanța căci gândurile mele, Isaia 55 cu 8, căci gândurile mele nu sunt și gândurile voastre. Căile mele nu sunt și căile voastre. Mai mult de atât, zice Domnul, cât și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre, gândurile mele față de gândurile voastre. Distanță și discrepanță. Și cum să te gândești? Cum să te gândești la cruce? Cum să te gândești la ce mai putea să faci pentru Dumnezeu? Cum poți să te gândești la chemarea ta când tot ce te interesează e confortul tău, să -ți fie ție mai bine, să te simți mai bine, să promovezi mai repede? Să mergi nu știu unde mai repede, să treci peste anumite, anumite, lucruri în viață mai repede. Un alt lucru, dragii mei, pentru care nu mai auzim chemarea lui Dumnezeu, sufocăm, efectiv am, am asurzit să mai auzim chemarea. Hristos strigă în gura mare și oamenii surzi. Biblia strigă astăzi. Biblia, dragii mei, nu strigă doar aici. De câte ori citești cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu un singur pasaj apare în Evanghelie, de mai multe ori de asta. Dacă vrei să vii la mine, ascultă-mă, trebuie să vii în termenii ăștia. Există o chemare, există o voce a lui Dumnezeu pe care nu mai auzim. Pentru că avem o ascultare selectivă, pentru că le numai ce ne place. Pentru că ignorăm ceea ce nu ne convine, ceea ce nu ne place. Știți de ce mai apoi, dragii mei? Pentru că avem oameni care ne descurajează în ascultarea vocea lui Dumnezeu. Și culmea este că oamenii ăștia sunt oameni care sunt dragi nouă, care sunt în proximitatea noastră. Imaginați-vă scena asta, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 32, că Isus a început să învețe. E un moment de cotitură și Isus începe să învețe pe ucenici. Fiți atenți, de acum încolo, fiul omului merge spre Ierusalim, acolo va fi barjocorit, acolo va fi omorât, va fi pus pe cruce, dar va învia a treia zi. Și în momentul ăla spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru ce a făcut? Petru care, dragii mei, e omul apropiat de Hristos, e omul în care Hristos spune, pe tine voi clădi biserica, adică cu alte cuvinte, eu văd în tine un potențial extraordinar, văd o mare responsabilitate pe care vreau să o pun pe omenii Și Petru zice cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care Hristos vorbește despre crucea ușenicilor, ce-a făcut? O parte, deoparte, vină La comitet. E mai predici de astea, supărăm. Iisuse, auziți ce au zis? te rog eu frumos, nu mai se de astea. Așa au zis? Haideți să ascultăm. Vesetul 33. Vesetul 32. Le spunea lucrurile acestea pe față, Petru însă l-a luat deoparte și a început să mustre. Să-l mustre. <laughs> Pentru că nu place crucea. Numai că spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că Iisus îl mustră și el. Dacă Petru a făcut-o așa, hai numai să spun la spun Nu, nu faci asta. Petre, ascultă aici, între toți. La a mea, știți care este termenul folosit de Hristos pentru mustrare? E același termen pe care îl folosește când mustră duhurile necurate. Oh! E un cuvântare. E același termen pe care Hristos îl folosește când mustră duhurile necurate. Știți că există o legătură interesantă între episodul ispiterii în pustie? Cine l-a ispitit pe Iisus în pustie? Cine? Satan, diavolul. Bă la rău, michiduț, avem noi terminologia noastră. Acum, ce folosește la un moment dat Iisus Hristos? Ce expresie folosește Iisus la un moment dat acolo? Înapoi a mea? Satanul. Și spune cuvântul Domnului că diavolul s-a depărtat de el până la o că a venit sub o altă formă. Acum nu mai venit în pustiu, nu mai venit în duh neapărat. Ce spune Biblia că a venit în mintea lui Petru și prin Petru să te ferească Dumnezeu în asta. Dar nu te du acolo. Dar cum să mergi la Ierusalim? Și ce înseamnă asta, dragii mei? Următorul lucru. Aveți mare grijă, ascultați-mă în numele Domnului Isus Hristos, dacă vei fi pus în postura asta în viață să sfătuiești pe cineva ceva, să vină cineva la tine să spună, uite, bă, nu știu, cred că mă cheamă Domnul să mă duc acolo, tu ce zici? Da, asta înseamnă să renunț la job, asta înseamnă să poate să pun capăt carierei mele, tu ce spui, să mă implic, să nu mă implic? Ascultă-mă care e marele pericol. Intenția mea bună pentru tine poate să fie o ispită pentru tine. De ce? Pentru că eu îți vorbesc din pricina sentimentelor mele față de tine. Petru, dragii mei, l pe Domnul, n-am nicio îndoială. Petru, vă binele Domnului. Dar ascultați-mă, în momentul în care eu mă adresez emoțional și îți vreau binele, tot binele din lume, dragul mami, vreau să fie, tot vreau să fii fericit, să fii împlinit. Și nu realizez că în timp ce eu vorbesc cu cele mai bune intenții, eu te ispitesc în cel mai crun mod posibil. Și de ce? Pentru că te îndepărtezi de crucea lui Hristos. Pentru că te îndepărtezi de crucea pe care trebuie să o porți ca ucenic. Și atunci. A probabil veți recunoaște foarte des expresii de genul a părinților. Dragul mami, important e acum să ai o carieră, o pâine, lasă cu biserica și cu evanghelizările și cu teologii. Nu, la, știi, acum cariera ta e importantă, du-te, fă o facultate, du-te, auzi, spune niște bani deoparte, după aia cu biserica, după aia implică-te, lasă așa. Și cu cele mai bune intenții, noi devenim vocea diavolului. Wow! Ați gândit la asta? Că atunci când l-ai sfătuit pe cineva să lase mai încet cu biserica, cu implicarea, pentru că acum e vremea carierei, pentru că acum e vremea adunatului, acum e vremea însuratului, acum, acum e vremea aia, acum e vremea aia, acum e vremea, acum e examen, acum mai ai masterat, acum mai ai rezidențiatul, după aia tine tensor, după aia trebuie să-ți faci casă, după aia trebuie să pregătești pensia, fondul privat, după aia trebuie să mai cumperi încă o casă. Și după aia, după aia, vină cu reumatismul tău la Hristos la 80 de ani, va fi bine, perfect. Orice persoană, ascultă-mă ce spun, orice persoană, orice lucru care se întrepune între tine și crucea chemării tale, e o ispită de la diavol. De, de ce? vin mulți și merg puțin după el? Doi, nu numai că nu vor să audă chemarea, dar mai apoi pentru că nu vor să îndeplinească condițiile. Pentru că nu vor să îndeplinească condițiile. Nu așa că sună fane, hai la el așa cum ești. Ha, hai, cum să gâncă, vă de mine. Hai la el, nu mai sta, vino acum, mai băgăm cu o strofă, hai, poate, hai, te rog, o mână sus, o lacrimă, hai că se poate. Știu că ți-ai stricat emailul. cumpărăm noi altul, dar hai, acum e momentul, te rog, plânge-o că vai, tăi, vai ce fain, hai la el, haideți, veniți, veniți. Aleluia, au început trezirea, aleluia, uite, încă o mână, încă nu avem balcon, am numărat și de la balcon dacă trebuie. Văd în credință mulțim care vin, văd eu îi chem. Și facem asta și trebuie să o facem, să vă chemăm. Dar zice Domnul, ați venit? Super, nu, no, acum a venit după mine. Dar dacă vrei să vii după mine, nu puțin. Prima condiție, trebuie să te lepezi de tine însuți. Ce aia? Expresia folosită aici a lepădare înseamnă ceva în dimensiunea asta așa de tare să te rupi de ceea ce ai fost, de tine, încât efectiv să fii o altă persoană. Să nu mai cunoști. Bă, cine ăsta? Nu-l cunosc. Adică să te uiți la tine după jumate de ani de ucenicie și să spui, bă, ăsta am fost eu? Ăsta am fost eu? Așa mă rugam eu înainte? Asta a fost pocăința mea înainte? Doamne, ferește! Efectiv să te uiți și să nu te mai recunoști. Înseamnă să efectiv o rupere totală, definitivă. Lepădarea de sine implică, dragii mei, înlăturarea eului nostru în căutarea voii Dumnezeu. În toate lucrurile, cel credincios nu mai trebuie să-și urmeze propria voință. De foarte multe ori, dragii mei, noi când vorbim despre lepădare de sine, o băgăm foarte ușor. Dar eu m-am lepădat, frate, uite, nu mai beau cafea că m-am N-are treabă una cu alta, dar în fine, unii o iau cu formă de spiritualitate asta. Eu, frate, să știi că, uite, eu nu mai beau, eu nu mai fumez, eu nu mai droghez, eu foarte bine, uite, nu mă, nu mă, mai duc acolo, nu mă mai duc acolo, nu mă mai duc acolo, nu mai duc acolo, eu nu mai fac aia. Și de foarte multe ori pentru noi lepădarea, noi credem că asta înseamnă lepădarea de sine, înseamnă o chestie exterioară. Nu. Asta e Le Lepădarea de sine înseamnă efectiv nu de ceva exterior mie. E ce gară, slavă Domnului, cum e? Eu m-am păcuit. Domnul să nu mai beau, nu mai fumez, nu mai beau nevasta, da, am nervi așa, mai am dur, mai veni câte o dată, dar nu, Domnul e bun, e spocăit. Și spune Biblia, să te lepezi de tine însuți. Apoi, a doua condiție, să-și ce? crucea. Dacă ar fi să numesc că capitolul ăsta, l-aș numi o cruce uitată. E fain că vorbim despre crucea lui Hristos și nu trebuie să uităm, ea este în centrul vieții spirituale. Dar știți că pe lângă asta Hristos mai vorbește de o cruce? Și asta este crucea pe care trebuie să o purtăm noi. Să ții crucea în fiecare zi înseamnă să te identifici cu Hristos în respingere, în moarte și suferință. Să te identifici cu Hristos cu alte cuvinte, dragii mei, ați lua crucea nu înseamnă, știu, necaz, soarta nevoioasă, cum înțeleg unii, ceva ce e greu. Crucea înseamnă, dragii mei, dimensiunea aceea, condiția pe care eu o dobândesc în urma identificării mele cu Hristos. E una să porți o cruce din cauza legilor tale greșite, fă o mare diferență, unii au, da, am o cruce cu nevasta, tu ți-ai ales-o. Am o cruce cu socra n-ai ales-o, ales-o nevasta, dar trebuia să te uiți la socra înainte. Deschide-ne ochii. Să să cadă de pe ochi, Doamne. Frate, port o cruce, am o cruce, nu am învățat la școală și acum, na. nu, nu mi-am găsit job, dar na. asta e crucea mea. nu, aia nu e o cruce. Ai efectiv o chestie pe care ți-ai ales-o tu și consecințele. Ai, am o cruce cu sănătatea asta, normal, că te-ai de la KFC, Normal că ai cruce și a ficatul e praf și nu știu, și alte chestii. E modul tău nesănătos de a străi viața. Dar asta nu e cruce. Însă cruce, dragii mei, este cea pe care o poți din pricina alegerii lui Hristos. În Galaten, capitolul 2 cu 20, Apostolul Pavel vorbește despre ideea aceasta. Galaten 2 cu 20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care e mai iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine, Galatea 5 cu 24, că cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele ei. Există, dragii mei, această purtare a crucii, dar vreau să vă, vreau să vă spun ceva, ceva ce am descoperit zilele acestea și m-a marcat. De ce? Pentru că în anul 1854, a avut loc o mare descoperire arheologică la Roma pe uh, colina Palatium. De ce eu consider și este o descoperire remarcabilă, dragii mei, pentru că a fost descoperit un grafiti în piatră. Deci erau și pe vremea Dar ce face deosebit grafitiul acesta? Uh, cei de la media, vă rog să mă ajutați uh, într-un cadru succesiv cu două imagini. Da? Nu nu-i test ol olfactiv, nu vreau să vă pun la încercare să mergeți la oftalmolog după asta, dar e greu să distingi despre ce e vorba, da? A doua fotografie, te rog. Asta este acolo conturat. Ce asta? Și ce asta, dragii mei? Este cea mai veche reprezentare grafică a crucificării lui Hristos, descoperită arheologic. Acest desen blasfemitor și barjocoritor a fost scrijelit undeva în anul 200 în Roma de către niște păgâni care, după cum vedeți, arată un om crucificat cu un cap îngar. Și există un mesaj acolo. Și ce ce scrie acolo? Alexamenos se închină Dumnezeului său. Puteți să luați. Cea mai veche reprezentare a crucii lui Hristos, a crucificării lui Hristos, este un desen blasfemitor, barjocoritor, Pentru că în Roma, în anul 200, era un creștin pe nume Alexamenos. Și vecinii lui și cei din comunitatea lui l-au bajocorit până acolo, încât au scrijelit tare în piatră să se vadă. Știți de ce? pentru că dragii mei, spre deosebire de vremurile noastre, crucea nu reprezenta un obiect de venerare. În urmă cu 2000 de ani, în urmă cu 1800 de ani, crucea reprezenta un, un 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 o un blestem. Crucea reprezenta ceva șocant, ceva greu de înțeles, ceva greu, de... dacă am echivelat cu ceva și cu ce ar fi cu scaunul electric folosit pentru criminali în serie care sunt executați. Cam asta reprezenta în analogie crucea pe vremea aia. Știți ce însemna pentru cineva să spune, sunt creștin? Însemna să porți o cară din pricina lui Hristos. Ați lua crucea înseamnă să te identifici cu Hristos, în ciuda bajocurilor, în ciuda presiunii, în ciuda ironiilor oamenilor, pentru că, dragii mei, asta înseamnă să-ți iei crucea. Întrebarea mea este, tu ți-ai ți luat crucea? Pentru că ascultăm ce spun, primul efect al purtării crucii este bajocura oamenilor, ridiculizarea din partea oamenilor, pentru că oamenii nu suportă ideea unui creștin care își poartă crucea. A treia condiție este să mă urmeze. Să mă urmeze. Să mergi după Isus îți presupune, dragii mei, o dependență totală de El și în același timp o chestie imprevizibilă. Să nu știi unde te duce pentru că trebuie să mergi prin credință. Până unde mergi după Isus? Până mă căsătoresc. Până unde ești dispus să mergi după Isus? Pentru că acolo, dragii mei, nu e dimensiune statică, ci una dinamică, să mergi după mine, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi, permanent, dar să vină după mine. Nu e așa că la Petru a zis, stai, 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 unde ne duci? La Ierusalim? Pentru ce? Pentru cruce? Doamne, până acum au fost foarte faine, adică evangelizări, minuni, semne, apărem pe YouTube, avem două milioane de vizualizări la ultimul videoclip, serios, acum, acum tu ne duci, cu, ne duci la Ierusalim, la cruce, la, la bajocură, la moarte, aici nu, Iisus, rămâi aici, nu pleca. Până unde ești dispus să mergi după Iisus? Până unde ești dispus să mergi după Iisus? Că să te gândești asta, pentru că, dragii mei, mulți vin, puțin pleacă după el. Mulți vin la el plin de oameni entuziasmați de o seară, de o săptămână, de o lună, de un an, de doi și după aceea nimeni sau poate foarte puțin ajung să trag să dimensiunea asta umblării după Isus. 3. De ce? De ce nu merg oamenii după Isus? Vin la el, dar nu merg după el. Și cu asta vreau să mă apropiu și de încheiere. Și din ce cauză? Din cauza, dragii mei, pentru că nu înțelegem consecințele. Ne nu înțelegem consecințele pe care le implică purtarea sau nepurtarea crucii. Urmarea lui Hristos sau nu. Care sunt consecințele? Sunt relatate aici, doamne, oameni buni, cât se poate declar în cuvântul lui Dumnezeu. Vesetul 35. Căci oricine va vrea să-și cape viața, ce va face? Va pierde. Și oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei. Și ce spune cuvântul Domnului? Că o va o mântui. Care sunt consecințele? Sunt consecințe radicale. Poți să pierzi sau poți să câștigi? A purta crucea, dragii mei, este câștig. A nu purta crucea, a nu fi ucenicului Hristos, înseamnă să-ți pierzi viața. Înseamnă să-ți pierzi timpul. Înseamnă să pierzi, ascultă mă ce spun, oportunități de a face ceva pentru Dumnezeu. Paradoxul ăsta, că oricine va câștiga, o va pierde și oricine o va pierde, dar atenție, pentru mine, că aici e ideea, cine o va pierde din pricina mea sau Evangheliei, vreau să te întreb, din pricina lui sau din pricina Evangheliei, cât ai pierdut? Cât ai pierdut din pricina lui Isus și din pricina Evangheliei? Cât ai pierdut? Mă gândeam în lunile trecute la, la lucrul ăsta care poate pentru foarte mulți a fost puțin șocant. Știți că în Rusia a fost un opozant la, la adresa regimului comunist totalitar al lui, lui Putin. Numele lui a fost Alexei Navalny. Omul ăsta, după cum bine știți, în Rusia, cam toți opozanții nu au o viață lungă, nu? Cine a vrut să rămână în viață, au mai plecat prin vest, în Occident, și dacă nu au fost cu minte și acolo, au avut grijă ca în mod subit să se îmbolnăvească și să moară otrăviți cu novocioc și mai nu știu ce. Aveau ei metodele lor. Dar Alexei Navalny, la un moment dat, deși este intoxicat grav și în timp ce se afla în Rusia, I se administrează o doză de o travă, în fine, sunt într-o băutură, este la presiunile la comunității internaționale, merge în Germania, își revine după câteva săptămâni, luni de zile de tratament. Și culmea este că face o alegere șocantă. Alege să meargă înapoi unde? În Rusia. Păi și l-a întrebat oamenii, bă, tu ești normal? Tu știi ce te, te așteaptă, nu? Orice ar fi, e previzibil cam ce te așteaptă. De ce te duci? omul ăsta spune, uh, pentru că eu cred în idealul libertății umane. Eu cred în acest ideal al democrației și pentru el sunt dispus să sacrific orice. Se duce în Rusia, la scurt timp este arestat, stă în Siberia, în condiții croaznice de încarcerare și în urmă cu câteva săptămâni de zile, moare, au fost ajutat să moară. Pentru ce? Pentru idealul libertății. Pentru democrație. Wow! Ascultați-mă, pentru democrație nu merge nimeni în rai. Pentru lupta, pentru drepturile omului, zbune, dar nu merge nimeni în rai în împărăția lui Dumnezeu. Și așa să mă gândesc. Pe un activist, un om care moare pentru un ideal pământesc, e dispus să se sacrifice până acolo încât să-și sacrifice viața. Întrebarea mea este: Câți de aici suntem dispuși să murim pentru confortul nostru, față de confortul nostru? Cât de aici suntem dispuși, ascultați-mă, să ne lepădăm de noi, să ne luăm crucea și să disprețuim rușinea. Câți? Alexei Navalny îi face de rușine pe majoritatea evanghelicilor din lumea astăzi. Pentru că știți până unde îl vrem pe Dumnezeu, până la biserică până venim la El, până ne descărcăm emoțional, până ne vindecă, până se atinge de noi, până ne simțim mai bine și după aia am plecat. Câți mergem după El? Cât mergem după El? Pentru că Biblia spune că mai rămas numai vreo 12 după Ioan 6. Câți mai merg după Isus astăzi? De aceea, Entuziasmul ăsta al maselor și al mulțimilor n-ar trebui să ne entuziasmeze și pe noi. Cum adică? Să pierzi ca să câștigi? Da! Asta e paradoxul lui Dumnezeu, dar sunt consecințe mari. N-ați auzit expresia asta? Și-a pierdut viața. Cu tare și-a pierdut viața, și-a pierdut viața, și-a pierdut viața, și-a pierdut viața. Există o categorie de oameni despre care, despre care, ascultați, mă, Biblia vorbește în termeni diferiți, oameni care și-au pierdut viața, dar nu pentru ei, ci pentru Dumnezeu. Și ăștia sunt martirii. În Apocalipsa, capitolul 6, cu versetul 9, că te întrebă și-au pierdut viața și zic, mă, s-au dus, na, asta e, nu știm unde s-au dus. Biblia spune, ba da, știm exact unde sunt și ce s-a întâmplat cu ei. Când arub mielul pe cetea 5, Apocalipsa, capitolul 6, cu versetul 9, când arub mielul pe cetea 5, am văzut, zice Ioan, unde? Am văzut sub altar sufletele celor ce fusese înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când stăpâne tu care ești sfânt? Și adevărat zăbovei să ce să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecare din ei s-a dat ce? O haină și s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâși ca și ei. Celor care și-au dat viața, Iisus Hristos le dă o haină. Unde sunt sufletele lor? E un alt detaliu interesant. Sub? Altar. Altarul, dragi mei, reprezintă cea mai, cea mai mare proximitate de Dumnezeu, cea mai intimă prezență a lui Dumnezeu. Așa că tot ce pierzi pe pământul ăsta va fi compensat prin proximitatea ta în veșnicie lângă Dumnezeu. Și spune Hristos aici, dragii mei, dar de ce mai departe, o altă consecință pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam cum unde, ascultați-mă, în biserică e foarte fain să fii pocuit că și eu mă rog și tu te rogi. În biserică toți ce dăm din cap că Iisus Hristos este Domnul. În biserică toți suntem de acord, toți ne rugăm, unii mai tare, alții mai încet, mai discret, alții mai discret, mai, mai, mai să zic. Toți ok, în biserică e foarte, foarte simplu să fii pocăit. Dar și ce spune Hristos? Eu nu te întreb dacă uh, ți-e rușine de mine biserică. Iisus Hristos și unde duce terenul, și unde trebuie să-L pe Hristos și unde trebuie să, să, nu te rușinești de Dumnezeu. Unde? Spune cuvântul lui Dumnezeu, zice, în acest neam, în acest neam prea curvar și păcătos. Dacă se poate, vă rog să, vă rog să, 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 mai puneți o imagine pe care am pregătit-o pentru, pentru, pentru final. Și ce reprezintă locul ăsta? Dragii mei, asta este grota lui Pan. Am fost în urmă cu, cu, cu ceva timp în Israel, și am fost în nordul Israelului, în Galileea. Și Domnul Isus Hristos, știți unde a ținut uh, mesajul ăsta, știți unde a ținut predica asta din Marcu, capitolul 8? Într-un loc numit Cezaria lui Filipi. Și știți unde este cezarea lui Filip, dragii mei? La câteva sute de metri, acolo în proximitatea, în cezarea lui Filip, era așa numită grotă a lui Pan. Puteți să vedeți acolo niște altare. Era Galileea neamurilor, pentru că nu erau numai evrei, pentru că erau un om amestec acolo etnic. Și ascultați-mă, în zona de nord a Israelului, a Galilei, erau venerați fel și fel de Dumnezei păgâni. Și grota asta, dragii mei, este grota lui Pan, la câteva sute de metri distanță de grota asta, cu background-ul ăsta în spate, cu fundalul ăsta în spate, Iisus Hristos le predică și le spune ceva radical. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepe de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și știți de ce e paradoxal, dragii mei? Pentru că în cel mai păgân loc din Israel, în locul în care era cea mai mare concentrație de idolatrie din Israel în vremea respectivă, Iisus Hristos are cel mai radical mesaj. Și cine era Pan? Pan, dragii mei, era zeul fertilității sau zeul sexualității, cu alte cuvinte, zeul plăcerii. Zeul fertilității este asociat și cu prosperitatea. Și oamenii veneau, dragii mei, la aceste altare, e, e, e ceva foarte mare, sculptat, sunt niște grote acolo mari de tot, și plin de altare, zeci și zeci de altare, închinate zeului Pan. Și ce făceau oamenii? Aduceau ofrande, știți pentru ce? Pentru satisfacție, pentru bucurie, pentru, pentru, prosperitate, pentru plăcere, să se bucure de viața asta. Și Iisus Hristos la câteva sute de metri, cu, cu, cu fundalul ăsta în spate, și ce spune? Hei, ascultați-mă aici! În cel mai păgân loc, în locul cu cea mai mare concentrație demonică din vremea respectivă, Iisus spune, știți ceva? Eu mă duc la Ierusalim. Puteți să rămâneți, dacă vreți, în plăcerile voastre, puteți să rămâneți noroadelor, puteți să rămâneți în continuare la Dumnezeii voștri, la zeii voștri, la plăcerea voastră. Închinați-vă, dați drumul libertății sexuale, bucurați-vă în trupul vostru, nu, vă, nu, ascultați de Dumnezeu Începeți-vă viața înainte de căsătorie Probați-vă unii pe alții Destrăbălați-vă, mergeți în discoteci Trageți droguri pe nas Veniți după aia o leacă la biserică, l-au zis pe Iisus E ok, înjurați, blestemați Stați pe site-ul pornografice toată noaptea Venim la biserică, aleluia, Domnul bun Dumnezeul nostru de multe ori Banii, nu contează Bani, bani, plăcere, să ne mai cumpărăm Să ne mai achiziționăm, să avem de toate Avem un pic de Dumnezeu duminica și îl avem pe pan toată săptămâna. Ce spune Iisus? Rămâneți aici că nu vreau să veniți după mine. Rămâneți aici. Dar dacă vrea cineva să vină după mine, te lepezi, să crucea și mă urmezi. Mie, spune Pavel, nu mi rușine de Evanghelia lui Hristos Și de dragul Evangheliei, Pavel își pierde viața. Cine nu merge după el, să nu se aștepte ca el să vină după el. Pentru că spune versetul 38, pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam precurvar și păcătos se va rușina și Fiul Omului când va veni când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri când va veni pentru că ne-ai mers după El să nu te aștepți să vină după tine hai să ridicăm picioare Mulți vin. Puțin merg. O să te întreb în seara asta. Nu ai de gând să pui capăt perioadei de spectator a vieții tale? n-ai de gând să le iei în pe Iisus? N-ai de gând să nu mai iei fragmente din ce-ți place din Evanghelie și să ignori poruncile Lui? Nu crezi că în seara asta trebuie să iei o decizie radicală în viața ta? Nu crezi că e timpul, poate pentru prima dată în viața ta, deși vii la biserică de șapte ani, de zece ani, nu crezi că este momentul să te lepești cu adevărat de tine însuți? Nu crezi că e momentul să treci de la afirmarea de sine la lepădarea de sine? Nu credeți, că, nu credeți că e momentul în care să lei iei pe Dumnezeu în serios și să ții crucea și să-L urmezi, chiar dacă asta înseamnă dispreț, chiar dacă asta înseamnă rușine, chiar dacă asta înseamnă să câștigi mai puțin pentru că nu mai faci menori și mijmacuri și scurtători? chiar dacă asta înseamnă să vin conflict cu oameni care până acum ți-au dat like-uri și te-au aprecia foarte mult pentru că ești ăla neutru care nu deranjează pe nimeni pentru că tu ești ăla care nu supără pe nimeni tu ești omul păcii cu prețul compromisului principiilor tale mulți vin puțin merg n-ai vrea să vin seara asta pe drumul celor puțini mii de oameni s-au îmbolzit la Iisus dar doar puțini au mers după El. Aș vrea să încep acolo unde ești, ascultă-mă și nici măcar nu vreau să te forțez, nu vreau să te pripești, nu vreau să, nu, nu vreau să-ți rostească cuvi, gura cuvinte rost, pripite, dar aș vrea foarte serios. Pleacă, ți -se, rog, pleacă spre ro capul pentru câteva momente, închideți ochii, Vreau să înțelegi că Isus face aceeași chemare. Azi, aici, dacă voiește cineva, dacă voiește cineva să vină după mine într-o călătorie prin credință, într-o călătorie a uceniciei, pe un drum radical, pe o cale îngustă, pe care intră puțini. Dar dacă, dacă te-ai săturat de, 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 viața asta de spectator și de, și de fan al lui Hristos și dacă vrei să fii de azi lui Iisus Hristos, Dumnezeu te cheamă să te lepezi Dumnezeu te cheamă, ascultă-mă, să-ți iei crucea, să te identifici cu El, să-ți iei crucea că e în serios și să vii după El. Ai vrea să vii el în seara asta? Ai vrea să vii mai apoi după el? Hai să ne rugăm.